Hei, am zis că fac o poză, dar poate mulți care mă vedeți nu ați ajuns nici voi aici și probabil nu o să ajungeți prea devreme, că munciți sau aveți și voi greutățile voastre. Îmi doresc foarte mult să ajungeți. Am zis că fac o poză, dar mai degrabă o să vă arăt ce este aici, la modul... Cam asta este la Buckingham Palace și asta e Buckingham Palace. Ce e mișto aici, au tot, uite, e închis special ca să ne uităm, știi? Nu știu dacă în România se întâmplă lucrul ăsta, să închizi o intersecție atât de mare pentru a lăsa oamenii pur și simplu să viziteze, uite. Toată lumea e pe aici, liniștită, se plimbă, mai trece o poliție, dar e în regulă și la noi mai trece o poliție. Deci, în realitate, treaba... A, bun, se vede frumos și aici, aici, chestia asta se vede extraordinar. Și ce e cel mai mișto este că mă simt super bine că sunt foarte multe genuri de oameni, bro. Bun, eu am mai fost și în Mexic și în, și în alte țări, am mai fost peste tot. Am fost în Europa, am fost în toate nebunile și în China. Ideea e că aici sunt chiar foarte... E foarte multă lume și de toate genurile, de la musulmani la chinezi, asiatici, ruși, mulți români. Așa, la ce vrei tu. Până una alta, vă mai arăt puțin tâlp aici. Da, sunt chiar la Buckingham. Ăsta e Buckingham, uite, începe de aici, bum, și se duce încolo. Say my name! When no one is around you, love you! Ăștia-s prietenii mei cu care am făcut evenimentul ăsta din Londra și care o să meargă peste tot prin lume. Alexandru Zaina acolo, Alexandru Zaina, Naomi Gonzalez, Gomez, da? El dă drumul la un magazin, toți, British, toți magazin, și o să fie super tare și o să vă placă și să-l urmăriți pe omul ăla de acolo, da? Că o să facă tare aici, faci o revistă. Fashion, super tare.